Bun găsit, doamnelor și domnilor! În acest weekend vremea se va răcea accentuat, astfel că temperatura maximă de sâmbătă va fi de cel mult 15 grade și sunt așteptate precipitații. În această noapte, temperaturile mai cresc prin toate regiunile țării, însă vremea rămâne neschimbată. 9 grade vor fi în zona centrală și 17 grade în sud-estul teritoriului la Constanța. Mâine temperaturile scad considerabil, mai ales în sudul și estul țării. Va fi vremea rea cu nori abundenți, ploi temporare și vânt destul de intens în aproape toate regiunile țării. Maxima temperaturii se va opri la cel mult 15 grade prin extrema vestică, iar minima nu va coborî mai mult de 5 grade Celsius. Prin zona Moldovei se așteaptă ploi și anume în sud-estul țării, la Ștefan Vodă, unde se vor atesta 10 grade. Vreme rece și înnorată va fi și la nord, doar că nu o să plouă, iar temperaturile vor fi de 13-14 grade Celsius. Cam aceleași grade vor fi și la Suceava și Iași, iar la Galați vor fi resimțite 11 grade. La Chișinău cerul va fi mai mult noros ziua, când vor fi condiții de ploaie, vântul va deveni moderat, maxima va fi în jur de 11 grade, iar cea minimă de 9 grade Celsius. La București vremea se va răcea accentuat, astfel temperatura maximă va fi de 10 grade, iar minima de 11 grade Celsius. Cerul va fi noros și va ploua, iar vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări. Acestea au fost datele despre starea vremii pentru prima zi din acest weekend. O seară frumoasă să aveți! La revedere!